Aș vrea să deschidem Scriptura după masa aceasta la Evanghelia lui Luca, în capitolul 18, și aș vrea să citim de la versetul 35 până la versetul 43. Evanghelia lui Luca, în capitolul 18, de la versetul 35 până la 43. Haideți cu reverență să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu cuvânt pentru fiecare dintre noi în seara aceasta. Pe când se apropia Isus de Erihon, un orb și lângă drum și cerșa. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au zis, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Isus, e fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el par și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, l-a întrebat. Ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și-a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Vă chem să ocupați locurile. Dragii mei, e o mare bucurie să fim din nou împreună. Chiar dacă suntem mai puțini după masa asta, asta nu face întâlnirea noastră mai puțin importantă sau mai puțin valoroasă. Mă rog pentru fiecare dintre noi în seara aceasta Seara aceasta să fie un moment în care Dumnezeu ne vorbește, amin? Și eu sunt obosit, mă uiți la dumneavoastră, sunteți mulți și voi obosiți, căldura și poate și uh, zilele acestea mai aglomerate. Dar mă rog din toată inima ca fiecare dintre noi să reușească să-și adune puterile, energia și să stăm înaintea Cuvântului Dumnezeu și astfel să fim înviorați în inima noastră. Vedeți, în viața pe care o trăim... Uh, pe pământul acesta, viața aceasta este o viață plină de probleme, plină de suferință. Biblia spune în Cartea lui Iov, dacă vă ceți aminte, că omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Sunt foarte puțini oameni care se pot numi privilegiați, care n-au avut în, part în partea lor sau în viața lor suferință, probleme, neajunsuri, uh, tragedii. Cei mai mulți dintre oameni, trecând prin viața aceasta, experimentează o mulțime de probleme, o mulțime de necazuri, probleme financiare, probleme de sănătate, familiale, sociale, cum e marginalizarea și așa mai departe, spirituale și multe altele. Oamenii trec prin viața aceasta și noi, la fiecare etapă din viața noastră, experimentăm probleme. Și e foarte interesant că dacă se uită un, așa un adult, la problemele unui adolescent, adolescentului se par de netrecut problemele pe care le are și se uită cât unul la el și ce mă, stai copile că tu habar n ce urmează. Și se uită un bătrân la problemele unui om adult și problemele care par de netrecut, se uită la el ce stai un pic că tu nu știi ce urmează. Și fiecare etapă a vieții are provocările ei, problemele ei, neajunsurile ei. Și la unele din aceste probleme, dragii mei, găsim rezolvare mai ușor. Sunt unele probleme în viața aceasta pe care le rezolvăm mai ușor, pe altele mai greu. În unele ne ajută familia, prietenii, relațiile, banii, medicii și multe din probleme pe care le avem în viață își găsesc rezolvare prin contactele pe care le avem, prin uh, uh, relațiile pe care le avem și unele reușim să le depășim, altele nu. Sunt probleme în viața noastră la care nu găsim rezolvare nicăieri. Și cred că fiecare ați avut, probabil, în viața noastră un moment în care ați fost convinși că soluția voastră nu e la un om. Că ceea ce vă poate rezolva problema, cine vă poate rezolva problema nu este un om. Și mai ales în vremea în care noi trăim, sunt o mulțime de probleme pe care oamenii le au și în fața cărora oamenii sunt neputincioși. Bol crunte în fața cărora medicii dică din umeri atâția oameni se confruntă cu neînțelegeri în familie și și-ar dori, dar nu este om care să poată să rezolve problemele acestea. Sunt oameni care trec și traversează depresii în viața lor și niciun om, oricât de mult ar vrea să ajute, nu îi poate ajuta pe oamenii aceștia. Și sunt un gen de probleme în viața noastră și un, un, un gen de frământări pe care nimeni dintre oameni nu le poate rezolva. În seara aceasta... Aș vrea să vă vorbesc despre un om cu probleme foarte mari. Și un om care a avut probleme foarte mari. Despre Bartimeu. Personalul acesta din Biblie este unul foarte cunoscut. Cred că ați auzit o mulțime de predici despre el. Și oarecum el iese în evidență în, în contextul biblic, prin felul greu de viață pe care l-a avut. Biblia spune despre el că. Era fiul lui Timeu, pentru că Bartimeu înseamnă fiul lui Timeu, nici măcar un nume nu avea. Era doar fiul cuiva. Bartimeu era fiul lui Timeu, un cercetor orb, adică un nimeni. Dacă vă uitați și de, de când e lumea asta până ziua de astăzi, oamenii ăștia nu prea valorează nimic, cu toate că sunt oameni la fel ca și noi. N-au preț, nu au valoare din punct de vedere al altor oameni și din punct de vedere al nostru, nu? Ați aminte când ai dat ultima, ultimul ban la un boschetar, nu? dar ai ținut de -ai cu unghia să nu te atingă. Nu? Așa facem. Oamenii aceștia, prin definiție, n-au nicio valoare în fața celorlalți oameni, în fața societății. Și spune Biblia despre omul acesta că era orb din naștere. Vedeți, printre toate bolile pe care oamenii le pot avea, una dintre cele mai cumplite, sau poate cea mai cumplită boală, este orbirea. Să nu poți niciodată să știi unde ești. Să vezi cum arată cerul, să vezi cum arată o floare. Dacă îți lipsește o mână sau un picior, hai că nu-i, dar să nu vezi, să fii să fie într-o veșnică noapte, într-un eric, într-o be, într beznă totală, întotdeauna. O boală cumplită. Nici astăzi medicii nu au găsit -au găsit vindecare pentru o astfel de boală. Este o enigmă. Și omul acesta suferea de boala asta cumplită. Deci nu avea nicio speranță de a face lucruri mari în viață. Și astăzi, orbii și cei ce suferă de uh, această boală nu sunt așezați la munci extraordinare, nu? Nu ai speranța să, să fii pilot de avion, să fii... Nu ai speranța să faci lucruri mari în viață. De când era, de când s-a născut, n-a avut speranța de a face lucruri mari în viață. N-a avut uh, șansa de a crește normal ca ceilalți oameni. Imaginați-vă ce complex avea omul ăsta. Pe lângă faptul că era bolnav, nu putea să se întrețină singur, depindea întotdeauna de alții ca să-l ducă. Nu, se pute, nu, ex nu putea trăi independent de alții. Omul acesta, fără un acoperiș deasupra capului, la margini de drum, era cerșetor. Și dacă cineva era într-o zi de post, i-a aruncat și lui ceva, dacă nu... Era la mila celorlalți. Cel mai groasnic lucru din lume, la mila altora. Și ne spune Biblia despre Bartimeu, un om fără identitate, un om fără șansa de a face lucruri mari, un om fără resurse din toate punctele de vedere, un om care um, era un nimeni, fără dată de naștere, fără familie, fără statut, fără un acoperiș deasupra capului. Un om ajuns la limită, am putea zice. Un om pentru care nimic nu se mai putea face. Și ne spune Cuvântul Scripturii că într-o zi viața acestui om a luat o turnură importantă. Că într-o zi viața lui s-a schimbat. Și aș vrea în această zi să vorbim despre acea zi și despre felul în care Bartimeu a primit rezolvare la problemele lui. Pentru că aș vrea să spun ceva, dragii mei frați. Felul în care Bartimeu a primit rezolvare la problemele lui poate fi felul în care și tu poți primi rezolvare la nevoile și la problemele pe care le ai. Nevoi și probleme la care oamenii nu pot să-ți dea un răspuns. Ne spune Biblia că Iisus Hristos se apropiat de Erihon, un oraș important al, al lui Israel. Și cetatea a început să se pună în mișcare. Imaginați-vă cum ar fi să știți că prin Londra trece un om care dacă își pune mâinile peste vreun bolnav, se vindecă. Dacă rostești un cuvânt, orbii își deschid ochii, surzi aud. Cei fără, fără, glas devin oameni care pot vorbi. Nu? Se duce vestea despre un astfel de om. Și spune Biblia că Isus a fost un astfel de om. Cât a trăit pe pământul acesta și cât lucrarea lui a fost trei ani și jumătate, Isus a umblat din loc în loc, făcea bine, vindeca pe oameni. Cine n-ar vrea să stea în preajme unui om care face din 5 pâini și doi pești? o hrană suficientă peste 5, pentru peste 5.000 de oameni, nu? N-ai vrea să participi tu, măcar să vezi, dacă nu beneficiezi, măcar să te uiți și tu cum se întâmplă. Și spune cuvântul Scripturii că Iisus se apropie de, de Ierihon și toată cetatea se pune în mișcare. Oamenii încep să alerge, care încotro, încep să, 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 să fie freamăt în cetate. Și Bartimeu, un om care aude bine, își dă da seama că ceva nu e ok, că ziua aia mai... mai, 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 mai plină de freamă decât alte zile. Și începe să întrebe în stânga și în dreapta, ce se întâmplă? De ce e atâta freamă ta aici atâta Și îi se răspunde, trece Iisus din Nazaret. Trece Iisus din Nazaret. Și în momentul acela, în inima lui Bartimeu, a început să se, să se nască speranța. Pentru că altfel nu-mi explic de ce a început să strige cât îl țineau puterile? Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Bartimeu a primit rezolvarea la prima dragii mei, pentru că înainte de toate și-a dorit o întâlnire personală cu Isus. Pentru că și-a dorit să-L întâlnească pe Isus. Putea să rămână unul dintre cei din mulțime, Putea să rămână unul pe lângă care a trecut Isus, dar Bartimeu își dă seama că Isus trecând pe lângă el este șansa lui ca viața lui să se schimbe, ca problemele lui să fie rezolvate și începe să strige cât îl țin plămânii. Isuse, fiul lui David, ai milă de mine. Sunt foarte mulți oameni care se mulțumesc să-L întâlnească pe Isus la grămadă, să întâlnească pe Iisus împreună cu mulțimea. Sunt convins că Bartimeu n-a fost singurul orb din Erihon. N-a fost singurul bolnav din Erihon. Dar a fost singurul, cel puțin la momentul acesta biblic, care a primit rezolvare la problema lui. Și știți care a fost diferența? Omul acesta a știut că șansa lui de rezolvare este o întâlnire cu Isus. Și aș vrea să vă provoc în această zi pe fiecare dintre dumneavoastră la acest adevăr, la nume să vă doriți să-L întâlniți pe Isus. Ne ajunge să fii doar în preajma lui Isus. Ne ajunge să fii doar între cei ce umblă în jurul lui Isus. Noi credem că Dumnezeu este prezent aici, amin? Așa ce Scriptura, unde doi sau trei sunt adunați, El este prezent aici. Dar, cum ar fi să-L întâlnești în seara asta într-un mod personal? Să poți să spui plecând de aici, Doamne Iisuse, în seara asta te-am întâlnit eu. Poate unii dintre dumneavoastră vă uitați la alți frați sau surori care se roagă, la bucuria de pe fețele lor și nu înțelegeți cum se poate așa ceva. Aș vrea să spun de la început, oamenii ăștia nu se prefac, dar oamenii ăștia întâlnesc pe Iisus într-un mod personal. Repet, când vii la biserică, deja ești expus la lui Dumnezeu, Biblia zice că Dumnezeu este prezent aici. Dar este cu totul și cu totul altceva. Să-L întâlnești pe Dumnezeu într-un mod personal. Observați, Bartimeu nu strigă, Iisus e fiul lui David, ai milă de oameni din Ierihon. Ai milă de cei din familia mea. Ai milă de cei din, nu știu, din, de vecinii mei. Ci Bartimeu zice, Iisus e fiul lui David, ai milă de mine. Întâlnește-mă pe mine. Oprește-te la mine. Dacă vrei ca problemele tale să fie rezolvate, dragul meu, aș vrea să te provoc în seara aceasta, să-L rogi pe Dumnezeu să te întâlnească. Să-L rogi pe Dumnezeu să te întâlnească într-un mod personal. Să treci dincolo de rugăciunea asta de grup în care spui, Doamne, îți mulțumim că ești prezent aici. Să spui, Doamne Iisus, în seara asta, ai milă de mine. Ai milă de mine. Să știți că e foarte inconfortabil să te întâlnești cu Dumnezeu. Să știți că nu e confortabil să te întâlnești cu Dumnezeu. Și foarte mulți oameni, și inclusiv eu în viața mea am avut momente în care am fugit de prezența lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu, se întâmplă ceva cu tine. Îți dai seama cine ești și inconfortabil. Pentru că multă vreme noi putem construi despre noi imaginea noastră de Sine, a unor oameni buni, unor oameni uh, ok, a unor oameni de treabă și ne considerăm uitându ne în oglindă niște oameni acceptabili. Dar în momentul în care slava lui Dumnezeu se descoperă față de mine, se întâmplă cu mine ce s-a întâmplat cu Isaia. Vă ajuți aminte în Isaia? Isaia de când a început scria lui, a început să că vai de Erihon, vai de Egipt, vai de Ierusalim, vai de celelalte popor de pe fața pământului și în Isaia capitolul 6, când Dumnezeu se descoperă lui Isaia. și ce zice Isaia? Vai de mine, căci am văzut pe Domnul. În această zi, iubitul meu, dacă vrei ca problemele tale să fie rezolvate. roagă pe Dumnezeu să te întâlnească. Dar roagă să te întâlnească într-un mod personal. Asumă-ți prețul ăsta al întâlnirii cu Dumnezeu. Aș vrea să vă spun și repet, întâlnirea cu Dumnezeu este cel mai șocant eveniment pe care poate trăi un om în viața lui. Pentru că după întâlnirea cu Dumnezeu nu mai pleci la fel nici Dacă după ce te-ai întâlnit cu Dumnezeu, tu pleci același om, vreau să spun de la început, tu nu l-ai întâlnit. Vă vă aminte de Iacov, omul lui Dumnezeu, patriarhul Iacov. După noaptea aceea în care Dumnezeu s-a coborât să se întâlnească cu el, n-a mai fost același om niciodată. Spune cuvântul Scripturii că din noaptea aceea până la finalul vieții lui a mers șchiopătând. Purta în trupul lui amprenta unde în nopți în care l-a întâlnit pe Dumnezeu. E așa interesant că spune cuvântul Scripturii în Geneza că că Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și avem impresia că a fost un meci de box, așa, nu știu, s-au luptat, nu s-au luptat așa. În, în, profetul Osea, în capitolul 9, Biblia concretizează cum s-au luptat. Spune Biblia că Iacov, patriarhul, s-a luptat cu Dumnezeu și ce a făcut Iacov? Care a fost lupta lui? A plâns și a steruit de el. Asta a fost lupta. Să vă imaginați că este vreun om care se ia la cu Dumnezeu. Nu. Iacov s-a zdrobit înaintea lui Dumnezeu, a plâns, a steruit de Dumnezeu să-L cuvânte. Dumnezeu a binecuvântat de a frânt copsa. Și pentru toată viața lui, Iacov a purtat în viața lui semnul întâlnirii cu Dumnezeu. Dacă vrei ca problemele tale să fie rezolvate, primul lucru, dragul meu, dorește să seara asta să te întâlnești cu Dumnezeu într-un mod personal. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este prezent aici, așa cum a fost prezent la Erihon. Fiul lui Dumnezeu se poate întâlni și cu tine. Dar întrebarea. Este vreun om ca Bartimeu care strigă în inima lui din toată, din adâncul lui Iisus, fiul lui David. Ai milă de mine! Ai milă de mine! Și spune cuvântul Scripturii că dincolo de dorința de a-L întâlni pe Dumnezeu, Bartimeu mai a mai avut ceva. În momentul în care a început să strige, oamenii din jurul lui au început, bă, Bartimeu, fii serios, mă. Iisus e cu oameni importanți, e cu primarul din Erihon. Îți cu oamenii importanța ai cetății, nu? Tare timp de tine. N-are timp, e, stați mă, barte meu, vezi de treabă. Nu încurca planurile mântuitorului, nu îl încurca care treabă, uite, acum e așa de ocupat, nu? Dar știi ce, ce barte meu? Nu l-a interesat. Dar el striga și mai tare. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Dacă vrei să-L întâlnești pe Dumnezeu, pe lângă că trebuie să-ți dorești asta într-un mod sincer și personal, trebuie să cauți asta cu perseverență. Întâlnirea cu Dumnezeu, dragii mei, este cel mai valoros juvaier pe care un om îl poate găsi în viața aceasta. Prezența lui Dumnezeu este cea mai valoroasă comoră pe care un om o poate avea în viața lui. Altceva nu este mai valoros. Prezența lui Dumnezeu în viața mea este cea mai valoroasă comoră pe care o pot avea. Și lucrul ăsta, dragii mei, se găsește greu. Orice e valoros, costă. Să nu vă faceți iluzia că ne punem pe genunchi și ne rugăm și noi un sfert de oră, zicem ceva și apoi, dar nu se întâmplă nimic. Nu. Zice cuvântul Scripturii în Isaia. Dumnezeu zice, mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu nu se descoperă unor oameni ce fac care îl caută pe Dumnezeu printre alte treburi. Nu. Dumnezeu se descoperă unor oameni care fac din căutarea Lui sensul vieții. Dacă ești aici în după masa asta, dragul meu, și vrei un răspuns de la Dumnezeu, și vrei ca Dumnezeu să se cobor la tine, să stea de vorbă cu tine, te provoc în seara asta. Dorește-ți lucrul ăsta cu perseverență. Spune Dumnezeu, Doamne, eu nu plec din prezența Ta până nu mă întâlnești. Probabil vor veni gânduri și te spun, dar nu stă Iisus de vorbă cu tine. Se coboară Iisus la păcătosul de tine, la, la nevretnicul de tine. Poate vor veni gândul să cine ești tu? Să stea Dumnezeu de vorbă cu tine. Vreau să spun ceva, nu da ascultare. Dumnezeu se coboară către cei care îl strigă din toată inima lor. Cei care îl caută din toată inima lor, care se zdrobesc înaintea lui și spun, dincolo de orice voce, Isus, fiul lui David, ai milă de mine. Dacă vrei seara aceasta să primești rezolvarea la problemele tale, te provoc. Dorește-ți o întâlnire personală cu Isus. Aș vrea să te întreb ceva. Ai avut vreodată o astfel de întâlnire? Există vreodată în calendarul tău în care poți să spui în data aceea, în ziua aceea, l-am întâlnit pe Dumnezeu? Ai o astfel de zi? Ai o astfel de zi în care poți să spui să așezi degetul pe, har, pe harta vieții, să spui da, în locul acela, în ziua aceea, Dumnezeu m-a întâlnit? Pentru că fără o astfel de zi, e complicat să fii creștin. Marea tragedie a zilor noastre este că noi suntem o generație și fără cuvânt și fără experiențe. Generația părinților și a bunicilor noștri n-au fost oameni atașați de cuvânt. Mulți n-au avut o Biblie. Bunicul meu îmi povestea că o Biblie o găsea la... avea unul din 20 de frați avea o Biblie. Erau greu și n-aveau cuvânt. Era foame, dar aveau altceva, aveau experiențe. Acum avem și cuvânt la îndemână, dar nu avem nici cuvânt în noi, nu avem nici experiențe. Și asta ne face creștini foarte vulnerabili. De aceea vă provoc în această zi, dincolo de cuvintele Scripturii pe care le auzim și le înmagazinăm în viața noastră, doriți-vă experiențe cu Dumnezeu. Doriți-vă experiențe concrete, întâlniri reale cu Dumnezeu, care să vă marcheze viața. Informația ne deschide, ne luminează, experiența atestă. Și odată ce informația îmi descoperă, experimentez informația pe care am cunoscut-o și ce se întâmplă? Lucrul la marchează viața pentru totdeauna. De asta vă provoc în această zi. Doriți-vă experiențe noi cu Dumnezeu. Dacă sunt între noi oameni care putem zice, da, într-un moment a vieții l-am întâlnit pe Dumnezeu, te mai întreb ceva, când l-ai întâlnit ultima dată? Pentru că n-ajunge să-L întâlnești pe Dumnezeu doar o dată în viață. Fără una, e dezastru, dar n-ajunge una. Trebuie să-L întâlnești pe Dumnezeu constant. Dacă vrei să primești rezolvare la probleme tale, dacă vrei să primești răspunsuri, unu, asigură-te că ai o întâlnire personală cu Dumnezeu. Și vreau să spun, Dumnezeu e un Dumnezeu ocupat, ține Universul în mâna Lui, dar are timp de tine. Tu ai timp. Tu ai timp. Dumnezeu își dă tot concursul, tot interesul să-l întâlnească pe Bartimeu. De unde avea Bartimeu să știe că Isus a ajuns la Erihon? Isus a vrut să-l întâlnească pe Bartimeu. Și a trecut special pentru el, prin Erihon. Dar Bartimeu a fost omul cu inima aproape de Dumnezeu și a zis, Doamne, și eu vreau să te întâlnesc. Noi în seara aceasta stăm în prezența lui Dumnezeu și Isus este aici. Tu vrei să-l întâlnești. Tu vrei să stai în prezența lui. Să-ți drobești inima să spui, Doamne, ai milă și de mine. A doilea lucru, dacă vrei să primești răspuns, pe lângă că trebuie să ai o întâlnire personală cu Isus, o întâlnire pe care să-ți o dorești cu perseverență, mai trebuie să ai ceva, și anume o rugăciune specifică. Observați Isus, cu toate că trecea prin Erihon, Bartimeu striga cât îl țineau plămânii, Isus e fiul lui David, dai milă de mine. Se întâmplă un lucru ciudat, Isus lasă deoparte oficialitățile, Iisus lasă deoparte oamenii importanți ai cetății, Iisus lasă deoparte celelalte, uh, ceilalți oameni din jurul lui, se oprește Iisus și zice, aduceți-l la mine. Și în momentul în care Bartimeu ajunge în prezența lui Isus, Isus îl întreabă concret, ce vrei să-ți fac? Și Bartimeu nu ce Doamne, ai milă de poporul tău? Doamne, Aduți aminte de neamurile mele, aduți aminte de părinții mei, nu. Bartimeu zice concret, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Dumnezeu răspunde, dragii mei, și Dumnezeu așteaptă de la noi să avem o rugăciune specifică. Să știi ce vrei. Dacă Dumnezeu s-ar coborâ în această zi în dreptul tău și te-ar întreba ca și pe Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Ai ști ce vrei? Nu ne-am rugat în această după masă și -a luat să te chem să te gândești pentru ce te-ai rugat în seara asta. Mai știi pentru ce te-ai rugat? Noi avem un exercițiu studat al rugăciunii. Ne aplecăm și ne punem mintea pe pilot automat. Și îndrugăm cuvinte acolo și zicem mulțime de lucruri. Dar asta nu e rugăciune. Rugăciunea are de-a face cu conștiența mea totală când mă rog. Dragii mei, Dumnezeu ascultă fiecare vorbă pe care o spun. Și pretenția lui Dumnezeu din partea mea când vin înaintea lui este să știu ce vreau. Dumnezeu așteaptă de la noi să avem o rugăciune specifică. Așteaptă Dumnezeu să fiu specific în rugăciunea mea. Vă aduceți aminte de cuvântul Scripturii din epistola lui Iacov? Iacov vice că un om care nu știe ce vrea, seamănă cu valul mării clătina de vânt în coace și încolo. Și zice cuvântul Scripturii, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Un om care nu știe ce vrea, nu va primi nimic. Câți dintre voi aveți listă de rugăciune? Câți dintre voi aveți lucruri concrete? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, nu știu. Dar lucruri concrete înaintea lui Dumnezeu. Lucruri cu care să vii să spui, Doamne, astea vreau. Astea cer de la tine. Dumnezeu așteaptă de la noi, dragii mei, să fim specifici în rugăciune. Agiți vă aminte de împăratul Solomon. Dumnezeu se coboară la el și îl întreabă, Solomon, ce vrei să-ți dau? Și Solomon nu zice, auzi, Doamne, stai să mă gândesc un pic. Solomon și direct, era conștient de ce cere. Doamne, vreau înțelepciune. Și Dumnezeu zice, Solomon, văd hotărârea ta și îți dau înțelepciune, dar nu numai înțelepciune, îți dau și celelalte. Dumnezeu așteaptă de la noi să fim specifici. Să știți, dragii mei, că se poate întâmpla să ne rugăm constant, să postim constant și să postim degeaba. Pentru că nu avem un cel serios și concret pentru care facem lucrurile acestea. Dumnezeu un Dumnezeu care așteaptă de la mine să fiu hotărât când vine înaintea Lui. Să știu ce vreau. Tu știi ce vrei de la Dumnezeu. Știi ce ceri. Repet, se poate întâmpla dacă nu ești hotărât Dumnezeu nu ia în seamă rugăciune unui om care nu știe ce vrea. Când vine înaintea lui Dumnezeu, asigură-te că știi ce ceri. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu care te întreabă direct. Așteaptă la tine să fii concret în rugăciune. Dar mai mult de atât, e foarte important să fii concret în rugăciune și să fii uh, un om care știe ce vrei. Știi de ce? Pentru că ziua în care Dumnezeu îți va răspunde, să-i poți mulțumi. Dacă te rogi așa haotic, nu știi ce vrei, cum vei putea mulțumi? Cum vei putea urmări ziua în care Dumnezeu îți va da răspunsuri? Vă aduc aminte, biserica din Ierusalim se ruga pentru eliberarea lui Petru, în fapte capitolul 12. Și se rugau frații și plângeau și îl rugau pe Dumnezeu să răspundă. Dumnezeu răspunde. Trimite un înger, eliberează pe Petru. Și Petru bate la ușa bisericii care se ruga. Roda, slujnica, merge la ușă, aude glasul lui Petru, nu deschide ușa, fuge înăuntru fraților, Petru la ușă. Și ce zic frații? Ce mai ești nebună? Vezi de treaba, ți-ai pierdut mințele. Cu să fie Petru la ușă? Petru e în pușcărie. Dar vei pentru ce vă rugați? Așa suntem și noi de foarte multe ori. Nu judecăm biserica din Ierusalim, că și nu este la fel. Noi venim înaintea lui Dumnezeu, invocăm puterea lui Dumnezeu pentru cauzele noastre. Dar nu ne facem timp să urmărim împlinirea celor cereri. Împlinirea rugăciunilor noastre. Știți că suntem datori față de Dumnezeu să nu uităm nici una din binefacerile Lui? Suflete al meu, laudă pe Domnul ce psalmistul, și nu uita nici una din binefacerile Lui. Mai știi binefacerile Dumnezeu? Mai știi împlinirea rugăciunilor pe care le-ai făcut? Atâtea rugăciuni împlinește Dumnezeu, atâtea minuni pe, pe lângă care am trecut fără să le vedem. De aceea vă provoc în această zi un exercițiu practic. Ordonați-vă cerile înaintea lui Dumnezeu. Așezați-le în ordine. Luați un pic și o foaie și ordonați nevoile voastre, rugăciunile voastre, problemele voastre. Dacă vreți să primim răspuns, dacă vreți să fim ascultați de Dumnezeu, va trebui să, să învățăm să fim specifici, să fim concreți în rugăciunile noastre. Vă aduc aminte, spune cuvântul Scripturii, despre momentul în care Ierusalimul era înconjurat de armata babiloniană. Au trimis o scrisoare în care au, au blasfemiat numele lui Dumnezeu. Și ce face Ezechia? Ia scrisoarea, se duce în templu, o pune înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, uite pentru asta, te rog. Uite aici, aici e scrisoarea asta care, în care oamenii ăștia îți bleastă mă numele. Doamne, făm dreptate. Și ce se întâmplă? Dumnezeu vorbește lui Isaia și spune Spune lui Ezechia. Nu, nu de tine au Ezechia, ci de mine. Dumnezeu a trimit un înger care omoară peste 180.000 într-o noapte în armata babiloniană. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu care răspunde la provocări concrete. Aș putea să vă povestesc o mulțime de experiențe de felul acesta. A unui Dumnezeu care răspunde la provocări concrete, la lucruri palpabile. Noi ne rugăm, Doamne, vrei să fii mai buni? Ai fain, dar cum măsori? Cum îți dai seama? Doamne, vreau în viața mea să... Nu! La Dumnezeu trebuie să vii cu lucruri concrete, cu lucruri palpabile. Spui, Doamne, uite, ăsta e planul meu de a mă sfinți. Sprijinește-mă. Și mai mult atât, urmărește împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Doamne, astea sunt nevoile mele. Ăsta sunt, aici am ajuns. Doamne, uite, 1, 2, 3, 4, 5, 20, nu știu. Astea sunt, Doamne, le așez înaintea ta. Și apoi urmărește felul în care Dumnezeu răspunde. De aia trebuie să fii concret în rugăciune, pentru că în ziua în care Dumnezeu îți va răspunde, să poți să-i mulțumești. De câte lipse de mulțumire ne facem vinovați față de Dumnezeu? Repet, câte promisiuni și rugăciuni le-a împlinit Dumnezeu față de noi și am trecut pe lângă ele ca, ca trenul pângare. Nu i-am dat seama. Când Dumnezeu mă cheamă pe mine și pe fiecare dintre noi, să fim mulțumitori pentru fiecare răspuns la rugăciune. Dacă vrei să primești răspuns la rugăciunea ta, dacă vrei să primești răspunsuri de la Dumnezeu, primul lucru, dorește să-L întâlnești într-un mod personal. E adevărat, nu-i confortabil, e adevărat uneori e greu, la, e adevărat uneori doar întâlnirea cu Dumnezeu, că Dumnezeu te, te curăță, te dezbracă de tot ce ești tu, te zdrobește Dumnezeu uneori, te frânge Dumnezeu uneori, dar e singurul mod prin care poți primi răspuns. Să-L întâlnești Personal. Și nu uitați, întâlnirea cu Dumnezeu costă. O obții prin perseverență. Nu e așa cum merg la magazin, ai intrat și ai ieșit, Pe Dumnezeu îl găsesc oamenii care îl caută din toată inima. Căutătorii sinceri. Oamenii care fac din căutarea lui sensul vieții lor. Și oamenii îl găsesc. Doi, după ce ai acces în prezența lui Dumnezeu, asigură-te că știi ce vrei. Asigură-te că știi ce cer de la Dumnezeu. Că ai lucruri concrete cu care să vii altfel, te duci degeaba. Dumnezeu așteaptă de la noi să fim concreți, să știm ce vrem. Iisus l-a întrebat, Bartimeu, ai ajuns în prezența mea, ce vrei? Și Bartimeu zice, fără urmă de, de, de ezitare, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Și spune cuvântul Scripturii, că Iisus i-a zis, capătă vederea, credința ta te-a mântuit. În urma întâlnirii personale cu Isus, în urma rugăciunii specifice pe care Bartimeu a avut-o înaintea lui Dumnezeu, Bartimeu a primit o viață schimbată. Bartimeu a primit rezolvare la problema lui. După ce Bartimeu a început și și-a deschis ochii, a văzut uluit tot ce a creat Dumnezeu, toată frumusețea creației. Dumnezeu îi deschide ochii, Iisus îi deschide ochii, experiența care îi schimbă viața pentru totdeauna. Și aș vrea să ne uităm la câteva domenii în care Iisus a schimbat viața lui Bartimeu. Și primul lucru, Iisus i-a dat vindecare fizică. Iisus l-a vindecat. Și când vine de vorba de vindecare fizică, foarte mulți de noi deja ridicăm de numere, așa sceptici, oare mai există așa ceva? Se mai poate așa ceva? Aș vrea să vă asigur din lucru, dragii mei, Dumnezeu este același ieri, azi și în veche. În sânge lui Iisus Hristos, care a murit pe cruce, există iertare și vindecare pentru orice boală. Ce cuvântul Scripturii că El a purtat pe crucea Lui toate suferințele și toate bolile noastre. Iisus Hristos are putere să vindece orice bolă. Amin? Cam nesigur. Amin? Dumnezeu poate să te vindece, dragul meu. Dumnezeu poate vindeca orice bolă. Dumnezeu l-a vindecat pe Bartimeu. I-a deschis ochii. Toți câți au fost acolo au văzut, misu, mi, au văzut, au văzut minunea aceasta. Cum Isus i-a deschis ochii lui Bartimeu. Și vreau să spun ceva, Isus te poate vindeca și pe tine. Chiar dacă ești aici și poate ne, nevoia pe care o cunoaște Dumnezeu este nevoia de sănătate, Dumnezeu te poate vindeca. Dumnezeu nu numai că vindecă suflete, Dumnezeu poate vindeca și trupuri. Vreau să o povestez experiența familiei noastre. Probabil v-am mai spus-o. Mama mea s-a bolovit de cancer în urmă cu șapte ani de zile. A fost diagnosticată cu un cancer foarte sever, în câteva luni de zile. S-a a, -a agravat și a crescut foarte mult. A început tratamentul chimic, i-a căzut părul, era într-o stare jalnică, deplorabilă. Tratamentul chimic îi, îi provoca o stări de, de inconfort extraordinar. nu putea dormi, nu putea mânca, era, era groaznic să o văd. Și m-am întristat foarte mult înainte de Dumnezeu și am zis, Doamne, și ne-am rugat, și ne-am rugat, și ne-am rugat. Și la un moment dat, eram în, în camera mea și mă rugam lui Dumnezeu și am citit în Scriptură, în Marcul, în capitolul 16, și spune cuvântul Scripturii că cei ce vor crede în numele meu vor scoate dragi, vor vorbi linii noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Am citit cuvântul ăla de zeci de ori să mă asigur că așa e scris. Am luat Biblia, m-am dus în living, i-am chemat pe frații mei, pe taică meu, toată familia, le-am citit și lor, i-am întrebat dacă au înțeles, și că înțeles, le-am mai citit odată, și încă o dată, și încă o dată, și le-am întrebat, ați înțeles? Și că au înțeles. I-am întrebat, credeți? Le-am mai citit odată, credeți? Și că cred. Atunci n-am făcut decât, ne-am adunat în jurul mamei noastre, ne-am pus mâinile peste ea și ne-am rugat. N-a fost nimic special, nici tunete, nici fulgere, nici cu de pământ, n-a fost nimic. A fost o rugăciune simplă în familie. La două săptămâni după momentul acela, mama mea s-a dus la Cluj și a refăcut toate analizele și doctorii au spus, Doamna Dumne, nu știm ce s-a întâmplat, cancerul din dumneavoastră e mort. Și au trecut șapte ani de atunci și mama mea este sănătoasă, este în mijlocul familiei și ne bucurăm de ea. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vindecă. Pentru că Dumnezeu are putere să vindece. Mi-aduc aminte o experiență a colegului meu, al lui Florin. Eram București, la o biserică, la izvorul mântuirii, o biserică de romi, de frați romi. Și a predicat acolo despre Dumnezeu care poate vindeca. La final a venit la el o soră din biserică, o soră pe care o cunoaște mamă în doi, familia o cunoaște mamă în doi. Au avut un accident foarte grav de mașină în anul acela, și sora a rămas cu. Găsiți ex, mărturia aceasta și pe internet al lui fratele Ahmed, frate arab, și a, a, a rămas cu picioarele și au spus, nu se mai poate, nu mai poți umbla. Oasele s-au dizlocat și era clar, va trebui să rămână în scaun cu rotile toată viața. După ce a predicat, a venit sora aceasta la el și a spus, frate, vreau să te rogi pentru mine. Și au chemat comitetul bisericii pe frații păstori să se roage. Și spune, mi-a povestit fratele Florin, prietenul meu, zice, înainte să mă rog, l-am rugat pe Duhul Sfânt să-mi arate ce trebuie să fac. Și spunea, Duhul Sfânt mi-a arătat că toți sunt plini de necredință. Nu crede niciunul. Și a spus Duhul Sfânt, Doamne, ce să fac? Duhul Sfânt, rogă Și a spus, a făcut o rugăciune, se grăbea la tren, s-a rugat vreo 5-6 minute. Păi ce s-a rugat, i-a spus sorei, Crezi că Isus te poate vindeca? ce ți cred? Scoală-te și umblă. A pus mâna, a ridicat-o și în clipa aceea, și din clipa aceea, umblă. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vindecă. Sunt multe experiențe, am, sunt tânăr și vreau să spun o mare parte din experiențele, o mare parte din vindecările, scripturile, am văzut cu ochii mei. Și am văzut în viața mea și în viața altor oameni că Dumnezeu vindecă. Dumnezeu vindecă. Dumnezeu i-a schimbat viața lui Bartimeu și a dat vindecare fizică. În urma întâlnirii cu Isus, în urma unei rugăciuni specifice, Dumnezeu i-a vindecat trupul. I-a vindecat și Sufletul, pentru că Biblia zice, Credința ta te-a mântuit. Dumnezeu vindecă și astăzi. Și aș vrea să provoc să aveți credință. Poate credință pentru prietenii de voștri, credință pentru frați, credință pentru părinți, credință pentru alții, nu știu. Dar vreau să vă asigur că Dumnezeu poate vindeca și astăzi. Noi nu putem vindeca pe nimeni. Eu nu pot vindeca pe nimeni. Niciun om nu poate vindeca. Dumnezeu vindecă când vrea el. Dar vreau să spun că Dumnezeu poate vindeca și dacă Dumnezeu este înduplecat de rugăciunea mea, el poate vindeca. Mai mult de atât, Dumnezeu nu numai că i-a dat vindecare fizică, Dumnezeu a schimbat statutul înaintea oamenilor. Și cine era Bartimeu? Un cerșetor orb, un nimeni dar dintr-o dată Iisus face dintr-un cerșetor orb. Și ce face Iisus? O pricină de laudă. Spune cuvântul Sfinturii în versetul 43 că tot norodul când a văzut cele întâmplate a dat laudă lui Dumnezeu. Bartimeu n-a mai fost reperat în societate ca cerșetor orb. Și dacă îl vedeau oamenii la piață, dacă îl vedeau prin Ierihon și cei ce oamenii, în viața acestui om, Dumnezeu a lucrat extraordinar. Lăudați să fie Dumnezeu și a făcut Dumnezeu din el o pricină de laudă. Un motiv de laudă pentru toți cei ce îl vedeau. Dumnezeu poate face asta și din tine. Dintr-un om care poate zice ce se poate întâmpla bun cu viața mea. Oare ce ar putea face Dumnezeu? Dumnezeu poate face din tine o pricină de laudă, un motiv de laudă. Să spună oameni în viața acestui om, Dumnezeu a lucrat cu mare putere. Mari minune a făcut Dumnezeu în viața lui. Poate lucra Dumnezeu cum nici nu te-ai gândit. Isus Hristos îți poate schimba viața și îți poate schimba statutul în fața oamenilor. Poți deveni din omul ăla marginalizat. Isus poate face din tine un om despre care oamenii să spună că, cu adevărat, omul acesta are un Dumnezeu viu. Și mai mult de atât, Isus i-a schimbat viața, i-a dat vindecare fizică, i-a schimbat statutul în fața oamenilor, dar mai mult de atât, i-a schimbat direcția vieții. Spune cuvântul scripturii că numai decât orbul și-a căpătat vederea, și-a mers după Isus slăvind pe Dumnezeu. În momentul în care omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu, el nu a mai mers pe același drum pe care a mers înainte, ci direcția lui a fost una clară, a mers după Isus. În seara aceasta aș vrea să închei și aș vrea să vă las gândul acesta fiecare dintre dumneavoastră. Isus este prezent aici, în Dumnezeu care lucrează și astăzi. Întrebarea pe care vreau să-ți o pun, tu ai vrea să -l întâlnești? Îți dorești cu adevărat să stai în prezența Lui să spui, Doamne, în seara aceasta vreau să mă întâlnești pe mine. Poate, Doamne, te-ai întâlnit deja cu frați și surori, poate unii deja au simțit prezența ta, s-au bucurat în prezența ta, au primit răspunsul, Doamne, dar ei și eu vreau. De mine îndură te Doamne, în seara asta. Și mai mult de atât, dorește-ți lucrul ăsta cu perseverență. Și apoi, când stai în prezența lui Dumnezeu, asigură-te că știi ce vrei asigură-te că știi ce ceri. Pentru că oamenii care nu știu ce cer, nu primesc nimic. Dar oamenii care vin înaintea lui Dumnezeu serioși și spun, Doamne, eu asta vreau. Oamenii care urmăresc în viața lor împlinirea rugăciunilor lor, sunt oameni pe care Dumnezeu îi ascultă. Sunt oameni față de care Dumnezeu își împlinește promisiunile. Și oamenii care au parte de întâlnire cu Isus și de rugăciune specifică, sunt oameni care au parte de schimbări în viața lor. E un Dumnezeu care poate să vindece. Dumnezeu care îți poate schimba statutul în fața oamenilor. Și Dumnezeu care îți poate schimba direcția vieții. Aș vrea seara aceasta să vă provoc pe fiecare dintre voi. Căutați-L pe Dumnezeu. Știți care e culmea ironiei în viața noastră? Iisus trece pe lângă mine și pe lângă voi în fiecare zi. Și vă spuneam, e un Dumnezeu care se ocupă de toate treburile Universului. Și cu toate astea are timp să mă întâlnească. Și eu n-am. nu e paradoxal? nu e ironic? Un Dumnezeu care conduce galaxiile, care duce balenele prin mările lumii până la destinație, care călăuzește cerboi ca și urși prin pădure. Un Dumnezeu care se îngrijește de creație la nivelul ăsta și care cu toate astea are timp să mă întâlnească. Dar eu n-am n ați vrea seara aceasta să Dumnezeu, Doamne, ai milă și de mine. Ai milă și de mine. Întâlnește-mă și pe mine, Dumnezeule. Cel mai tragic lucru, dragii mei, este să pleci de la biserică sau de la locul în care este prezent Dumnezeu, fără să-L întâlnești. Nu cred că poate fi ceva mai tragic să pleci de aici, fără să poți să spui din toată inima, Doamne, da, Doamne, te-am întâlnit și în seara aceasta. Da, Doamne, am simțit prezența Ta și am avut o nouă experiență în prezența Ta. Dumnezeu poate vorbi și te poate atinge și în seara aceasta. Întrebarea este, tu vrei? Aș vrea să ne ridicăm în seara aceasta în picioare și aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru seara asta și aș vrea să ne rugăm, să spunem, Doamne Dumnezeule, întâlnește-le pe fiecare din noi, hai să ne rugăm.